Bună seara! Ne reîntâlnim după o mică absență de peste vară și ne reîntâlnim pentru un eveniment editorial deloc întâmplător după aniversarea Zilei Naționale a României și în preajma sărbătorii creștine de Moș Nicolae, pentru a vă aduce în dar o carte specială la granița dintre roman istoric, de aventuri și fantastic, sub spectrul spiritual valah, după cum a fost caracterizată. E vorba de cartea A fost odată în Carpatia, avându-l ca autor pe Constantin Ciciovan, carte apărută în acest an în colecția Școala Ardeleană de Proză. Cartea poate fi procurată de pe site-ul editurii școalaardeleana-cluj.ro sau din toate librăriile importante din țară. În seara aceasta avem câțiva invitați, bineînțeles pe autorul Constantin Ciciovan, care se află la Chicago, în Statele Unite, s-a alăturat discuției noastre prin Zoom, bineînțeles. Apoi, pe scriitorul și filozoful Vianu Mureșan, de la București, criticul și istoricul literar Mircea Popa, directorul editurii Școala Ardeleană Vasile George Dâncul și scriitorul Radu Vida. Bun găsit tuturor! Îmi pare bine că am reușit să ne reunim la această masă rotundă. Înainte de a îi da cuvântul pentru un scurt cuvânt de deschidere autorului Constantin Ciciovan, aș vrea să spun două cuvinte despre biografia dânsului. S-a născut și a crescut la Cluj, este absolvent al liceului George Barițiu din Cluj-Napoca și al institutului, cum se numea pe vremea respectivă, Institutul de Medicină și Farmacie din Cluj. De vreme bună, de ani buni, trăiește în America, la Chicago, împreună cu soția dânsului. Cu permisiunea autorului, dată fiind apartenența dânsului și la spațiul cultural american, pe lângă cel original românesc, voi folosi adresarea anglosaxonă, așa că îți spun bun venit, dragă Constantin, în Carpatia. Mulțumesc, Remus, și mulțumesc tuturor celor de față. Vă sunt profund recunoscător că ați avut binevoința să participați la această conversație și de asemenea onorat de prezența dumneavoastră. Era cât ca și să vă spun bună dimineața, dar bineînțeles că acolo este seara deja, așa că vă spun bună seara, bine ați venit și încă o dată vă mulțumesc. Mulțumim și noi, ne bucurăm să fim împreună. Să trecem puțin la invitat, să încălzim discuția și să încercăm să facem un tur al acestei mese rotunde virtuale. Încep cu dumneavoastră, domnule Vianu Mureșan. Ați scris despre carte și ați spus forța epică. Cu acest apelativ ați adresat. Forța epică uriașă, dezvoltată pe spații vaste, împrumută autorului o voce sadoveniană. Spre acest lucru ați împins scrierea domnului Ciciovan. Dacă vreți să preluați, să depuneți. Aș putea să pornesc direct de aici și aș spune că pentru mine este o forță narrativă rar întâlnită, cel puțin la generația celor lansați în ultimele, să spunem, două decenii. Nu are legătură generația cu vârsta și asta e adevărat. Dar literatura noastră s-a dezvățat, sau mai degrabă scritorii tineri s-au dezvățat de a desfășura narațiuni și în special în care să împrumute teme istorice pe spații atât de vaste. Eu nu știam cât de ambițios este autorul, aflu din discuția de acum câteva minute că plănește o trilogie sau ceva chiar mai mult de trei volume, ceea ce mă face să fiu intimidat de puterea fluvială de a, pur și simplu pot să folosesc acest adjectiv, de a desfășura o narațiune care să înceapă la sfârșitul mileniului 1 sau, mă rog, la începutul mileniului al doilea medieval și să vină înțelept până în zilele noastre. Aș vrea să mă duc un pic
în urmă, pentru că într-adevăr am scris despre carte cu plăcere și am citit-o cu o anumită curiozitate și cu o anumită stare de vigilență, pentru că în prima instanță, văzând titlul Fost odată în Carpatia, mi-am spus înainte să citesc cartea doar răsfoind așa, ziceam că s-ar putea ca autorul să fie tentat să experimenteze o rețetă de literatură fantasy. Pe mine, cum să zic, literatura fantasy mă provoacă într-o oarecare măsură, dar mă și dezamăgește. Pentru că are o dezinvoltură a inventării de personaje și de situații complet lipsite de orice realism și de orice plauzibilitate, încât după vreme se lunecă în delir. E o literatură în care aproape tot este posibil și în care se confecționează personaje, ființe hibride, ființe din alte dimensiuni, din alte lumi, ori în momentul ăla se pierde complet contactul cu ceea ce este previzibil, cu ceea ce este plauzibil, cu ceea ce este natural, cu ceea ce este istoric și ceea ce este firesc. O carte care nu are personaje omenești simple, naturale, firești, previzibile, cu slăbiciuni, cu calități, cu căderi, cu înălțări. O astfel de carte pe mine nu mă mai atrage. Pur și simplu, literatura fantasy, eu sunt în acest moment complet opac și neutru la acest delir de fantezie total necontrolată. Și m-a încântat, pe măsură ce citeam această carte, m-a încântat și m-a, cum să zic, aproape mi-a măgulit plăcerea și duioșia de a citi o narațiune cu așezarea în istorie, în istoria medievală și de a vedea niște personaje atât de simplu, cioplite și atât de firești în sentimentele lor, în educația lor, în relațiile lor, în dorințele lor, așa încât remarc spre finalul acestui articol pe care l-am scris, remarc faptul că este autorul are darul rar întâlnit acum literatura, repet, literatura ultimelor două decenii, de a reface acea tradiție sadoveniană a narațiunii istorice și are și, a spune, harul de portretist pe care îl are Mihail Sadoveanu, pentru că eu probabil că o să mai intervin în discuție în această seară. Am remarcat acest dar uimitor de a construi personaje, de exemplu Smaranda sau Iureș, personajul principal sau chiar personajul negativ, acel negustor uzbec Babor. Reușește autorul să construiască prin trăsăturile pe care trebuie o ființă de care într-o oarecare măsură ți-e teamă și ți-e scârbă și pe care îți vine să o iei la bătaie sau în orice caz o ființă care se repugnă profund și reușește să provoace ceva visceral în ura pe care ți-o provoacă comportamental și caracterologic acel personaj. Ei, acesta este un dar, eu zic, iarăși nu foarte des, de a crea o emulație instantanee, un magnetism în legătură cu personajul pe care ți-l pune în față. Și înainte să mă opresc, pentru că nu vreau să acaparez prea mult și să ocup prea mult din timpul discuției, aș spune ceea ce am remarcat și în articolul meu, felul în care construiește arheologic, regresiv, identitatea personajelor. În momentul în care apare un personaj în narațiune, noi nu știm despre el. În acel moment, el funcționează într-o situație dată, dar noi aflăm despre el și despre istoria lui abia ulterior, așa încât descrierea este o justificare a ipostazei în care este pus. Fiecare personaj are o anumită genealogie și folosește această metodă regresiv-genealogică aplicată la mai multe, aproape la toate personajele importante în această carte. Ceea ce eu găsesc este foarte ingenios în perspectiva compoziției, pentru că fără această regresie, fără aceste genealogii, noi nu am ști de fapt de ce se găsește acest negustor uzbec într-un sat cornești pe malul Siretului. Noi nu am ști de ce Mateus, de exemplu,
un personaj blajin și nevinovat, ajunge la capătul Europei să trăiască o frumoasă poveste de dragoste și să rămână pe aceste plaiuri împreună cu viitoarea lui soție, pe care aici o găsește. Și tot așa, Kadokai, un personaj care pe mine a fascinat, acel killer teribil, uriașul, care, mă rog, nu avea darul vorbirii, pentru că înțeleg că îi se tăiase limba în copilărie, dar de asemenea lui se construiește o genealogie și să înțelegem, ajungem să vedem în ce context, prin ce mecanisme, prin ce situații trecut, împins, ajuns să fie pur și simplu un luptător, ci un ucigaș căruia nimeni nu-i putea rezista. Ei, deocamdată eu o să mă opresc aici, am încălzit, să spun, ceea ce aș vrea să spun, sau ceea ce ar putea fi spus eu de această parte. Din câte cei care au văzut articolul meu, din câte știu deja, eu am făcut o analiză structurală și dacă va fi timp, va fi cazul, o să revin asupra acestei perspective, pentru că mie îmi place și mă opresc cu această idee, mie îmi place să văd o carte ca un inginer, să văd construcția, să văd planul, arhitectura, liniile de forță și să văd modulele din care este compusă. Și în acest motiv eu am făcut o analiză structurală cu care înțeleg că autorul în mare măsură a fost de acord. Ai făcut referință la încadrarea în spațiu european și, uite, mai departe mă gândeam cumva se leagă de ceea ce spunea în continuare domnul Mircea Popa, spunea despre roman că este unul de obște comună a Occidentului și Orientului, într-o lume în care faptele mari sunt de natură morală, rămânând înscrise în mentalul colectiv ca învățături pentru timpurile noastre. Aș face trecerea cu această apreciere a domnului Mircea Popa către dumneavoastră și să vă dau cuvântul. Îmi face plăcere să vorbesc, iată, astă seară despre un scriitor plecat de la Cluj și care trăiește la Chicago, într-o comunitate românească destul de bogată și care se întoarce acasă cu un roman istoric. Așa cum a vorbit și Vianu Mureșan, vin să spun și eu câteva cuvinte, despre faptul că interesul pentru romanul istoric la noi a dispărut aproape total în contemporaneitate. Scriitorii noștri sunt atrași de alte subiecte, de această vânzoleală socială, de fuga în fantastic sau în imaginar, și mai puțin la aceste aspecte de reconstituire exactă, meticuloasă a unor comunități istorice care au trăit într-o anumită epocă la noi sau pe teritoriul românesc. E interesant că și transilvanean înțeleg, autorul și-a plasat acțiunea undeva pe Siret, într-o localitate Cornești, de unde a ales patru prieteni, patru personaje, care, așa cum ați anticipat adineauri, sunt reprezentanții unei umanități românești tradiționale. De unde și eu am remarcat această legătură cu lumea sadoveniană, care uneori răzbește la suprafață din paginile romanului, în acele întâlniri, colocvii, hanuri, discuții pe care le poartă și care sunt adeseori comunicate, prezentate într-un stil sadovenian. Dar ceea ce am mai remarcat eu este faptul că este departe de a fi, deși avem confruntări și de personaje, de idei, de etnii, pentru că lumea aceasta românească de la Dunăre și Carpați este mereu amenințată de turci, tătari, alte populații,
care până și uzbeci, iată, care i-a dus autorul în acest spațiu, dar personajele pe care el le prezintă sunt niște purtători ai unei umanități speciale, aceea a meniei de la Dunăre și ei, chiar dacă circulă la Stambul, ajung pe drumul Mătăsii, la Buhara, ajung la Dakalec și așa mai departe, nu sunt purtători de adversități, ci dimpotrivă, ei vin ca un fel de ramuri de măslin la înțelegere și la pace cu toate etniile care le întâlnesc. Lumea aceasta de la Dunăre este proiectată mai departe de autor până în Orient, în Buhara, drumul Mătăsii, unde aceste neamuri apar foarte bine reprezentate cu obiceiurile și cu modul lor de trai. Undeva, eu aș spune că romanul acesta are substanțiale izvoare etnografice, deoarece a început primele capitole sunt de fapt reconstituiri ale unor ocupații străvechi ale românilor, care sunt petrari, cioplitori din lemn, putași de siret sau petrotuși, oameni care cunosc limbajul animalelor, care sunt prietenesc cu câinii, cu cobanii, cu stânele pe care le vizitează, este o lume așezată într-un fel de pace orientală a răzășimii acestea care trește de veacuri aceste meleaguri. Oamenii aceștia sunt în primul rând croiți astfel ca să reprezinte un popor. Și acest popor este cel oarecum moldovean, care apoi reușește să acceadă spre Orient, intră în legătură cu reprezentanții altor popoare și de unde mi s-a părut mie faptul că e vorba de un fel de republica popoarelor, de schimb de experiență străbună pe care aceste personaje o duc în spațiul acesta geografic în care călătoresc. Sigur că sunt și confruntări, mai ales în partea finală, unde am văzut că are loc o bătălie deschisă între români și tătari, care au năvălit din nou în zona aceasta a Moldovei, care este mereu supusă acestor invazii periodice a tătarilor. Ceea ce remarc, și bine a spus și antevorbitorul meu, este foamea de epic a autorului. Are într-adevăr o forță epică și de reconstituire a unei epoci, a unor trăiri care este foarte românească, foarte sadoveniană. Și de aceea romanul lui este un roman care face, chiar dacă nu este un roman de capă și spadă, nu este neapărat un roman în care se confruntă, se bat, se ucid oameni, ci este o altă modalitate de a afirma această substanțială cunoaștere, să zic, a poporului român într-un spațiu mai larg european. Eu mă bucur că domnul Ciciovan a fost atras de romanul istoric. De altfel, este interesant că patria, așa cum ea este păstrată în inimile celor care au plecat din țară, a diasporei, a exilaților,
este readusă prin intermediul uneori a acestor romane istorice care, spuneam, la noi nu au putere, nu au trecere, scriitorii contemporani sunt atrași de alte subiecte, dar cei care au părăsit teritoriul țării poartă ei cetea neștirbită a locurilor, imaginilor țării, a unui tărâm oarecum ideal, așa cum apare Carpatia și în acest roman al lui Constantin Giovan. Remarcabile sunt, deci, aceste pagini pe care trebuie să le citim cu atenție și vreau să spun, vocația epică se cunoaște și din modul în care construiește, aglutinează, spune, povestirile, paginile care se pot citi și separat. Sunt mici povestiri care, în cele din urmă, formează un tot, se varsă într-un fluviu epic foarte dezlănțuit, care dusul poartă și plăntoială că vom asista și la alte scrieri pe care le așteptăm cu mult interes. Mă opresc deocamdată aici. Da, este evident o carte care suscită interesul. Bineînțeles că vă recomandăm să o procurați și să o citiți. De aceea mă îndrept către editorul cărții, domnul Vasile George Dâncu, și l-aș întreba care este locul unui astfel de roman pe piața editorială din România. Bună seara, se aude? Da. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, drag Remus, îi mulțumesc domnului Constantin Ciciovan că este alături de noi și că a publicat la Cluj această carte. Le mulțumesc celor trei scriitori, prieteni ai editurii, domnul profesor Mircea Popa, istoric de vază și mare patriot, Ianu Mureșan, Radu Vida, care nu numai că vorbesc în seara aceasta și ați văzut că ce frumos vorbesc despre această carte, ce bine și ce profund, dar dumneavoastră ați scris despre această carte. Cred că e un început bun al acestei cărți cu niște cronici semnate de dumneavoastră și vă mulțumesc. Și chiar te rog, dragă Vianu, după ce închei eu, să continui acea structură. Eu am citit cronica ta și ai ceva de spus acolo bun și profund despre structura cărții și despre, trebuie să o spui în seara asta aici. De aceea și din acest motiv eu o să fiu foarte, foarte scurt. Va fi și un interviu cu autorul în partea a doua a acestei lansări online și acolo va avea ce spune autorul și dezvăluiri din șantierul scriitoricesc. Prin urmare, eu atâta pot să spun despre această carte. Nu știu cum, de obicei, autorul își imaginează un lucru despre carte sau mizează pe un lucru când o publică și cititorul poate o vede altfel sau autorul dorește, crede niște texte sau niște paragrafe și vede că surpriza că cititorul vede altele mai se apleacă asupra altora. Părerea mea legată de această carte este că domnul Constantin Ciciovan se întoarce acasă. Ca orice ardelean care se respectă, nu se întoarce cu mâna goală, cum se spune, ci cu a fost odată în Carpatia. Îmi amintesc aici de două versuri din poezia lui, în primul rând din poezia lui Lucian Blaga. La obârșe, la izvor, niciun drum nu se întoarce decât în chip de dor. Foarte frumoasă poezia lui Blaga și
poezia lui Virgil Carianopol, cântată de Tudor Gheorghe, spun doar o jumătate de strofă, mui că noi suntem un neam ca frunza lucind pe ram. Practic, eu văd această carte, nu o cântare a României în poemă, cum a făcut Alecu Rousseau, ci o cântare a obârșii neamului în proză. Și este un lucru extraordinar. Normal că această țară, Carpatia, este România, este Valahia. S-a vorbit atât de mult, domnul academician Ion Aurel Pop a vorbit, când vorbim de Valahia și țara românească, de fapt vorbim de România, Rumania și alte denumiri mai vechi. Aici e vorba despre locul locuirii noastre, care este România. Și noi îl așteptăm concret pe domnul Ciciovan să vină în țară, să vină la Cluj, să vină în București, să mergem pe malul Siretului și să lansăm concret și această carte. Deocamdată noi suntem cu ea în librării, în librăriile din toată țara. Este și sub formă de volum electronic, de e-book, poate fi cumpărată pe site-ul editurii cu o sumă modică. Orice român din Canada, Noua Zeelandă, America poate să o cumpere de acolo. În câteva minute ajunge pe pe laptopul cititorilor și a mai fost o lansare, o întâlnire cu cititorii, cu micii cititori, ca să-i spun așa, cu la Transilvania College, acolo o întâlnire cu elevii de acolo, de la această școală importantă de la Cluj, și a fost un moment frumos și un dialog cu micii cititori ai autorului. Iată că această lansare online și, repet, ameninți cu această lansare concretă când veți veni în țară, domnule Ciciovan. Toată mă străduiesc și mă voi strădui prin editură, împreună și cu Remus, să promovăm această carte, să aibă succes, pentru că merită și ca un îndemn, ca să scrieți în continuare. Am înțeles că lucrați și la o trilogie, ne veți dezvălui dumneavoastră mai încolo, domnule Ciciovan, ce urmează după acest proiect, după această carte a fost odată în Carpatia și în continuarea ei. Trebuie să aduc aici mulțumiri și fac o paranteză și doamnei Monica Breaz și familiei domniei sale de la Cluj, care ne-a recomandat această carte, ne-a recomandat pe autor. Autorul este la debut. Avem de-a face și cu un rebrand, pot să spun așa, un autor care scrie în a doua jumătate a vieții. Au fost cazuri și chiar s-a luat Nobelul pentru cei care au scris după 50 de ani, nu este nicio problemă, se poate face lucrurile astea. Vă felicit și eu văd aici un elogiu, Lucian Blaga vorbea de revolta fondului nostru nelatin, aici este, în această carte, este bucuria obârșiei neamului. Prin poveste, noi ce am făcut, cu asta chiar închei, noi ce am făcut? Am lăsat să vorbească despre patrie, despre țară, despre trecutul nostru, i-am lăsat pe politicieni, i-am lăsat pe tot timpul pe alții să vorbească. Am luptat, am făcut o unire, a fost un lucru extraordinar, după unire, lăsându-i pe politicieni și pe alții, ne-a venit să se ocupe de să vorbească despre patrie, ne-am trezit cu 3 dictaturi. Și a fost foarte greu, să zic, și foarte rău în istorie pentru noi. Acum suntem într-o tranziție care nu se mai termină. Probabil dacă vom ști fiecare dintre noi să vorbească la modul sincer despre patrie și nu să-i lăsăm pe alții care din anumite interese, nu
naționale sau patriotice sau de dragoste de țară vorbesc, ci doar la modul demagogic, atunci vom reuși. Dumneavoastră ceea ce scriitorul să scrie la modul serios despre patrie, să nu scrie altcineva în locul lui discursuri demagogice și politicianiste, atunci cred că patria se va consolida și se va reseta această Românie a noastră. E o cărămidă și această carte, și cum arată e o cărămidă, dar e o cărămidă la acest demers al poporului român. Vă felicit! Mulțumesc! Și chiar, scuză-mă, dragă Remus, te rog să-i dai cuvântul la Vianu după Radu Vida sau înainte. Știu acel text al lui Vianu și are acolo un punct de vedere serios la adresa cărții legat de structura cărții. Pentru că, până la urmă, ce înseamnă proza, romanul, știm, înseamnă construcție. Da, sigur că fac lucrul acesta cu mare plăcere. Doar pentru că ai pomenit, dragă Vasile, de acea lansare pe care am făcut-o la Transilvania College, doar din acest motiv vreau să, foarte, foarte pe scurt, să-mi susțin afirmația că nu este o carte patriotardă. Rolul meu în seara aceasta nu este să fac aprecieri, eu sunt moderator, dar pentru că ai spus, de ce spun acest lucru? La acea lansare, profesoara de română care conduce respectiva clasă are un obicei foarte frumos, și anume când supune discuției o carte către copiii acelei clase, la sfârșit îi îndeamnă să scrie pe post-it-uri, pe hârtiuțe, impresii și să le lipească pe tablă, fără niciun fel de indiciu, fără nicio altă regulă prestabilită. Vreau să vă spun că după ce le-a fost oferită cartea și au trecut prin ea, la sfârșitul întrevederii copiii au umplut tabla, efectiv, au umplut tabla cu zeci de postituri pe care și-au scris impresii, care mai de care mai diverse. Asta nu poate fi. Și toate profunde, toate legate de uimirea de a descoperi aceste lucruri din istoria medievală a românilor. Lucrul ăsta nu poate fi contestat și nu poate fi suspectat de niciun fel de manipulare. Deci, în primul rând, a spune, nu este o carte patriotardă, ci este, așa cum spunea domnul Radu Vida și așa fac trecerea către domnia sa, un roman al esențelor românismului din totdeauna. Domnule Radu Vida, vă rog, aveți cuvântul. Da, mărturisesc că surpriza pe care mi-a făcut-o domnul Ciciovan a fost imensă. Eram după o lectură obositoare de 5 volume, tot atât de mari, a unui scriitor clujan și drag nouă, sigur, Dan Marius Drăgan, acea seria lui de Dracula, în care tot așa istoria poporului român este tratată cu mare seriozitate, chiar dacă însuși autorul mărturisește că imaginația își are rolul ei în întreaga construcție a cărții. Am intrat în librărie și am citit pe fluturașul acestei cărți că domnul Ciciovan este absolvent al liceului George Bariciu, pe urmă medicina la Cluj și așa mai departe. Născut la Cluj. Asta m-a impresionat cu atât mai mult cu cât și eu sunt baricist și eu sunt născut la Cluj. Și acum exact 50 de ani, se fac 50 de ani de când am terminat liceu, eram un copil naiv care nu știa, în afară de strada 1 Mai și de strada Pavlov pe care stăteam, nu știa mai nimic despre această țară. Mirarea mea extraordinară a fost când am văzut că
domnul Cicăvan își extinde perimetrul și acțiunile personajelor pe un teritoriu imens. Iar surpriza a venit în momentul în care descrierea Moldovei, pe care eu am reușit să o cunosc în momentul în care am început să lucrez la televiziune, a fost extraordinar de exactă. N-am fost niciodată pe drumul Mătăsii, n-am fost niciodată în Adacale, pentru că așa s-a întâmplat, nu mai există, dar am remarcat plăcerea domniei sale de a povesti și de a povesti atât de frumos și atât de exact încât treaba asta caparează. Am scris un material în ziar al diasporei, un ziar important de sine literare, și spuneam acolo că romanul este unul al esențelor romantismului de dintotdeauna. N-aș vrea să se înțeleagă greșit cuvântul romantism pe care l-am folosit acolo, dar această călătorie în care domnul Cicăvan ne ia de mână și ne poartă în toată zona Balcanilor sau Orientului este fascinantă. Credeți-mă că după o lectură obositoare, 5 volume de această mărime, este chiar ușor de înghițit, chiar dacă este scrisă frumos, lectura povestirilor a fost odată în Carpatia, m-a făcut să mă bucur că am reușit să cunosc această țară și să mă minunez în același timp că un om care s-a născut la Cluj, s-a făcut studiile la Cluj și a plecat în Statele Unite, cunoaște atât de bine locuri, obiceiuri, care sunt chiar specifice unor vremi apuse de multe ori. În această primă parte a intervenției mele aș vrea să mai spun că nu din spirit de frunte, dar eu l-aș încadra pe domnul Cicăvan într-o altă zonă de influență, cu toate că nu cred că domnia sa a fost influențată de ceea ce spun eu acum. Și aș îndrăzni să povestesc mai puțin despre operele lui Sadoveanu, cât despre bătrânul Ion Druță, care la ora asta are 93 de ani și mai scrie. Ion Druță, care în Baladele din Câmpie aduce iar acea atmosferă calmă, frumoasă și atât de specifică românilor oriunde s-ar afla. Da, atât am avut de spus deocamdată. Vreau să fac trecerea către Vianu Mureșan, așa cum a sugerat Vasile, și pentru că vreau doar să punctez, Vianu Mureșan are și el un motiv de bucurie în seara aceasta. Recent a publicat un volum de poezie extrem de frumos, pe care l-așteptam de mult. Te felicit, Vianu, cu această ocazie. Vreau să prima frază cu care începe cartea lui Constantin Cicăvan, și dacă nu este această poezie, atunci ce este? Pe văile și dealurile ce coboară lin dinspre munți, petrecând râul, aerul mirosea a fum, a frunze amare de nuc și flori de iasomie. Te rog, Ian. De altfel are foarte multe paragrafe, pasaje foarte, foarte poetice. Are o structură
descriptivă care ușor lunecă și se transformă în poezie, ceea ce face extrem de plăcută lectura cărții. Atunci, eu să revin puțin, dacă Vasile a sugerat să îndrăznesc mai mult vis-a-vis de analiza pe care am făcut aceste cărți, și aș face precizare de început. Pentru că această carte va avea cititori de toate vârstele. Poate chiar cititori foarte tineri, ceea ce îi doresc să aibă, cititori, am înțeles că și copiii deja au citit-o și au avut o reacție la această carte, ceea ce e îmbucurător. Această narațiune care e medievală, ca să reziste, ca să fie credibilă pentru cititor, ea trebuie să se bazeze pe o reconstituire a mentalității epocii, a mentalității și a spiritului oamenilor de acum aproape 1000 de ani. În acest motiv, eu am remarcat în studiu pe care l-am făcut, hai să zicem, e o schiță de studiu, am remarcat felul în care reconstituie autorul o mentalitate magică. Și o să precizez în ce sens. În sensul în care etnologi, etnografii și folcloriști au studiat mentalitatea magică populară, care nu are nimic, repet, nu are nimic cu acest clișeu al magicului din fantasy, din literatura nouă fantasy, care e plină pur și simplu de chestii excentrice, de personaje și de gesturi excentrice și de situații neplauzibile complet. Însă, în ce înțeleg eu această mentalitate magică? Nu ar putea, de exemplu, în structura acestei cărți, sunt niște alianțe între om și animal, care dau o mare rezistență cărții. Pentru că acești patru băieți pe care îi descrie în primul capitol, în primul paragraf al cărții, sunt niște cârlani care zburdă pe un câmp și care, mă rog, se împrietenesc cu câini și cu cai, să spunem. Unul dintre ei, care chiar personajul principal al cărții, Iureș, el este, de-a lungul întregului volum, este însoțit de un câine pe care salvează de la moarte, câinele adus de acel negustor uzbec. Relația între destinul lui Iureș și acel câine este una structurală, este foarte importantă. Deci i-am spus că se creează anumite vecinătăți, dacă în lumea umană există niște afinități, niște afinități elective, niște suflete care se potrivesc sau care, când e vorba de situații sentimentale, sunt suflete pereche, între om și animal există anumite îngemănări, am insistat pe acest lucru. Dacă nu ar fi aceste îngemănări între Iureș și Leu sau Șer, câinele, acel soi de câine hagal, fenomenal de inteligent și de puternic, sau dacă n-ar exista aceeași legătură între om și cal, de exemplu, și calul, armăsarul pe care l-aduce el, tot destinul acestor personaje este însoțit de destinul animalelor, al câinelui, al calului. Respectiv, pentru omul acelei perioade, relația cu animalul este una care e determinantă în destinul lui. Animalul nu este un animal de companie, așa cum se întâmplă în lumea modernă și cum se întâmplă astăzi, cu cât venim mai aproape de vremea noastră. Sau calul nu este doar un animal de povară, așa cum se întâmplă pentru cei care folosesc în gospodărie sau la agricultură, ci parte învecinată sau parte importantă a destinului său. Pe de altă parte, tot legat de această mentalitate magică, îmi amintesc aceste îndeletniciri care au dispărut. De exemplu, mama acestui copil care e portretizat splendid și care are așa un eroism pretimpuriu care îl face foarte, foarte atractiv și foarte plăcut cititorului. Mama lui este ceea ce acum s-ar chema un fel de fermecătoare, un fel de vrăjitoare, dar vrăjitoare, iarăși, să fie înțeles în sens pozitiv, așa cum sunt tămăduitoarele, care știm bine. Ea cunoștea plantele de leac, cunoștea ierburile de leac și petrecea fiecare dimineață mergând prin pădure, adunând ierburi și preparând ele, uscându-le și preparând ele tincturi sau leacuri pentru diverse boli.
avea un ritual care pe noi, cum să zic, ne uimește și în același timp ne pune pe gânduri mulsul viperelor, extragerea veninului de la vipere, folosit tot pentru leacuri, pentru tămăduiri. Deci aceste personaje sunt foarte plauzibile și ele au locul bun sau potrivit în narațiune, tocmai pentru că ele moștenesc și ele sunt vectorii unor mentalități și vectorii unor vocații, unor tipuri de carismă pe care omul evului mediu îl avea, sau omul tradițional, să spunem. Și toate acestea sunt elemente într-un tip de gândire magică. Eu cred că fără această fără reconstituirea acestei mentalități magice, noi nu am putea să ne explicăm, de exemplu, episodul în care este salvat de la moarte acest câine și episodul final în care câinele îl salvează de la moarte în disputa finală cu fostului stăpân, cu acest negustor uzbec. Deci narațiunea, conflictul în care se întâlnesc interese sau forțe sau personaje umane, acest conflict este însoțit și alimentat de contribuția acestor animale, cai sau câini, mă rog. Eu cred că n-ar trebui să ne pare nouă naiv acest mod de a scrie și acest mod de a recupera o mentalitate pe care moderni ar considera-o depășită. Pentru că, în cel din urmă, dacă ne amintim, istoria omului este în bună măsură legată de îmblânzirea, de domesticirea animalelor. Noi nu putem să ne imaginăm și să concepem dezvoltarea omului în istoria lui rupt de câteva animale care l-au însoțit. Calul, câinele, mă rog, sunt între cele mai cunoscute, sau vaca, sau oaia, sau așa mai departe. Deci, dacă ținem cont de această potrivire de destine a omului cu animalele, această literatură pe care o practică și domnul Ciciovan moștenește imediat literatura populară a basmului, a mitologiei, literatura veche, și cumva se continuă firesc. Nu este o literatură ruptă de mentalitatea arhaică, de mentalitatea tradițională, ceea ce, după părerea mea, este un câștig. În afară de asta, aș mai spune ceva. Mi-a plăcut și am speculat puțin asupra acestui titlu al cărții, A fost odată în Carpatia. Sigur că pe oricine duce cu gândul A fost odată la frazele de început ale basmelor, A fost odată ca niciodată, numai că noi ne oprim la prima parte a sintagmei, nu A fost odată ca niciodată, adică într-un timp mitic sau într-un timp neistoric, ci a fost într-un loc pe care noi nu putem să îl identificăm imediat cu un spațiu istoric. Și ce spun eu meditând asupra acestui titlu? Am spus că este un clișeu de prestigiu și acest lucru sper că nu deranjează pe autor. Și A fost odată în America, A fost odată în China. Sunt foarte, foarte multe filme, sunt foarte multe tipuri de titluri de cărți și de filme care au acest A fost odată, undeva sau cândva. Ei, spunem că acesta este un clișeu de prestigiu, dar există ceva important pe care îl licitează un astfel de titlu. Și anume, eu spun aici, mergând puțin, preluând o lecție pe care am învățat-o și m-a entuziasmat profund, de la Mario Vargas Llosa, din Cartea adevărul minciunilor, și care spune despre valoarea epistemologică a narațiunilor. Oricine citește această carte poate să spună, bun, e un autor talentat, foarte, foarte mare, puternică forță narrativă, care trăiește în America și care ne spune poveste despre spațiul carpatin, spațiul românesc. Vine și ne vrăjește cu o narațiune istorică. Așa e, ne vrăjește cu o narațiune istorică pentru care e darul de a vrăji. Dar dincolo de asta, există ceva consistent sau adevărat într-o narațiune. Și dacă urmăm teza lui Mario Vargas Llosa din Adevărul minciunilor, tocmai ficțiunea este cea care conține adevărurile cele mai importante, respectiv. Nu există o știință a curajului, nu există o știință a iubirii, nu există o știință a devotamentului, nu există o știință a urii.
toate aceste sentimente sau situații, toate aceste stări care animă, de ce sunt prieteniile puternice sau de ce sunt legăturile până la moarte între acești patru copii, de ce sunt disputele legate de loialitate sau de trădare, toate aceste sentimente sau stări nu sunt descriptibile nici măcar de către psihologi. Nu există, de fapt, o psihologie a conflictului coerentă sau a iubirii sau a adversității sau a antipatiei sau a urii. Ei, prin urmare, doar narațiunile pot să refacă ceva esențial din aceste structuri ale sufletului și comportamentelor omenești. Și am spus atunci că, am spus la începutul acestui mic studiu, că sensul unei astfel de scripturi nu este că reconstituie mai mult sau mai puțin plauzibil o epocă istorică, conflicte aparținând ale acelei epoci și creează personaje plauzibile în interiorul acelui spațiu, ci că creează coerent un sistem de semnificații. Pentru mine acest lucru e valoros, căci există nenumărate romane, nenumărate, sunt tone de ficțiune în toată lumea asta. Și chiar în literatura română poți să alegi biblioteci întregi de scrieri ficționale, de povestiri, de romane, mă rog, toate genurile. Dar ceea ce este important și valoros într-o carte este sistemul, coerența sistemului de semnificații. Și din acest punct de vedere, prin felul în care sunt construite personajele, prin faptul că toate conflictele sunt plauzibile, de exemplu, conflictul principal, așa-l văd eu, dacă Iureș n-ar fi îndrăgostit de Smaranda, dacă ea n-ar fi fost pusă în pericol de acest străin odios care vine din Orient, care e traficant de pietre scumpe și care în momentul în care o vede pe Smaranda, își pune ochii pe ea și vrea să o fure pur și simplu pentru el sau să o vândă într-un harem. Toată această situație justifică faptul, adversitatea pe care Iureș o va dezvolta față de el și atunci conflictul devine nu doar plauzibil, devine inevitabil și el este suficient de puternic încât să ocupe câteva sute de pagini, pentru că el începe undeva pe la începutul romanului și se isprăvește spre ultimele pagini când unul dintre ei moare. Deci aceasta este o semnificație extrem de coerentă a conflictului și putem să găsim și la nivel politic conflictul dintre Vodă Dragnea și Beizadeaua Sălcudeanu, de exemplu, sau, mă rog, putem, dacă am avea timp, să discutăm punctual pe toate situațiile conflictuale. Dar aceste situații conflictuale n-au ceva artificial sau fals, pentru că, de exemplu, literatura polițistă, adesea apar situații forțate, situații false. Există atât de multă literatură de acțiune sau polițistă în care intriga e trasă de păr sau este falsificată de situații improbabile sau de emoții sau de stări sau de reacții improbabile. Aici mie mi se pare că fiecare pas în evoluția unui conflict, a unei situații conflictuale, este bine gândit și bine zidit. E aproape un puzzle al acestor situații conflictuale, ceea ce dă foarte mare coerență și cum se dă o rezistență naturală cărții. Pentru mine, o carte de proză trebuie să aibă ceva organic, să crească, să se văd natural și firesc crescute toate legăturile, toate elementele. Pentru că dacă sunt elemente artificiale sau elemente forțate, e ca o cărămidă pusă într-un zid nepotrivită cu restul structurii care, dacă este extrasă, se prăbușește sau se năruie zidul. Bun, deocamdată eu cred că aceste câteva elemente sunt suficiente în ceea ce, mă rog, am analizat eu. Dacă va fi cazul, poate mai revin. Dar eu zic că acestea sunt piesele de bază după care eu aș urmări structural construcția și, de fapt, valoarea și rezistența. Valoarea, repet, să nu se supere nimeni pe mine, spun valoarea epistemologică a cărții. Dacă o carte, și iarăși mă revendic de la unul dintre autorii cei mai importanți, fantastici ai acestei lumi, care este Mario Vargas Llosa și care este un gânditor și un eseist la fel de important precum este ca prozator. Există o valoare epistemologică. Literatura este producătoare de adevăr. O mie și una de nopți, care e plină de minciuni, produce sufletul acelei epoci și descrie sufletul acelei epoci.
basmele sau literatura populară, care e plină de minciuni, așa zise minciuni, dacă le luăm după criterii filozofice, științifice sau de altă natură, care sunt improprii, de fapt, literaturii, toate acestea, de fapt, confecționează. În literatură se face, se plămădește, de fapt, se articulează natura sufletului unui spațiu, unei comunități, unei națiuni, de fapt. Da, iată câte valențe are cartea ta, dragă Constantin. Aproape că aș părea că nici nu te-ai fi gândit când ai scris că ar putea să nască atâtea perspective, și aceasta înseamnă, bineînțeles, că deja cartea are propria ei viață. Ai lăsat-o din mână, deja s-a dus în lume. Cu aceasta te provoc la un mic dialog. Este momentul tău, dar bineînțeles, fiind o masă rotundă, îi invit pe toți participanții să intervină, să avem o discuție în comun. La fel, Vianu, te rog să intervii oricând simți nevoia și oricând ne invitați. Dragă Constantin, prima întrebare este mai mult decât evidentă. Un debut târziu. Vasile a spus că nu-i târziu niciodată și că avem exemple celebre în literatura universală. Dar totuși, insist, de ce acum? De ce doar acum? Întrebarea ar putea să aibă mai multe răspunsuri și am să încerc să vă dau câteva din ele, dar aș vrea să încep cu răspunsul cel mai scurt și cel mai simplu. Și să vă spun de ce. Eu m-am născut sub zodia racului și, prin urmare, sunt o fire oarecum pesimistă. Dar, trăind atâți ani aici, fără să vrei, ești influențat într-o oarecare măsură de ceea ce vezi în jurul tău, ce auzi, de oamenii cu care vii în contact și așa mai departe. Și trăind printre americani așa mult timp, ei sunt un popor foarte optimist. Și atunci, o parte din optimismul acesta, probabil, mi s-a transmis și mie. Și un american, o astfel de întrebare, de ce ai făcut asta sau de ce ai făcut-o acum, a răspunde extrem de scurt și de clar. De ce nu? Ăsta este răspunsul scurt. Sigur că răspunsul la astfel de întrebare este mult mai complex. De exemplu, țin minte că în urmă cu un an și jumătate, aproape 2 ani, când am început să scriu această poveste, cam tot atunci am început să învăț să cânt la chitară acustică și să studiez limba spaniolă. Un pic destul de târziu în viață, lucruri pe care poate că ar fi trebuit să le încep mai demult. Orice lucru pe care vrei să-l înveți, un instrument muzical, o limbă străină, dacă o încep din copilărie, o poți stăpâni mult mai bine. Și mulți m-au întrebat același lucru. De ce ai început acum? Și de ce cu toate dintr-o dată? Limba spaniolă, chitară, să scrii o poveste, o carte. Și răspunsul simplu și scurt a fost, de ce nu? Dar răspunsul mai complex are foarte multe aspecte. Pentru că pe măsură ce înaintezi în viață, la un moment dat sau pe parcurs te oprești și te întorci, te uiți în urmă și poate că te gândești că sunt lucruri pe care ai fi vrut să le faci, lucruri pe care ai fi vrut să le spui cuiva și nu le-ai făcut sau nu le-ai spus și poate că ai o oarecare doză de regret. Și atunci am considerat că da, decât să regret că n-am făcut-o, mai bine să aștept pe tine povestea pe care am în minte. Și asta am și făcut. Crezi că depărtarea de țară a jucat un rol în decizia ta? Sau, ca să mă exprim altfel, crezi că a fost odată în Carpatia, ar fi arătat altfel dacă ai fi rămas în țară și ai fi scris-o, dacă ai fi scris-o fiind trăitor aici? Absolut. Fără îndoială. Deci nu am niciun dubiu. Dacă nu aș fi fost aici... Ai dat perspectivă tuturor memoriilor tale?
Da. Depărtându-te de țară. Dacă nu aș fi fost aici, este posibil și chiar probabil că nu aș fi scris asta. Și faptul că sunt aici și privesc de departe locurile în care am trăit în tinerețe și am crescut, dă o cu totul altă perspectivă situației. Și chiar dacă aș fi scris-o, trăind acolo, probabil că aș fi scris-o altfel. Pentru că ce se întâmplă în viață în general? Când avem amintiri și ne gândim la lucruri pe care le-am auzit sau le-am trăit la diverse situații cu ani și ani în urmă, avem, fără să vrem, tendința să le idealizăm într-o oarecare măsură și să le romanțăm, să privim latura lor frumoasă, să zicem, și să trecem cu vederea aspecte care probabil că nu au fost chiar atât de plăcute la vremea respectivă. Și asta e tendința oricărui om, probabil. Poate că este chiar un mecanism de autoapărare, pentru că sigur că amintirile sunt de tot felul, și frumoase, și plăcute, și bune, și rele. Și atunci, fără să vrem și într-o tendință de a ne autoapăra de amintirile mai neplăcute, avem înclinația cumva să le romanțăm sau să le idealizăm. Ceea ce probabil, într-o oarecare măsură, am făcut și eu scriind această poveste. Un alt motiv pe care am făcut, pentru care am făcut-o acum și nu altă dată, este mai mult de natură, să zicem, filozofică. Am avut ocazia să întâlnesc persoane, mulți copii, dar și oameni adulți, care au pierdut pe cineva, o persoană dragă, un bunic, un părinte, și își aminteau cu plăcere și povesteau cu plăcere de el și îmi spuneau, știi, îmi amintesc de bunicul, îmi amintesc pe unde umblam și ce făceam și ce vorbeam. Dar pe măsură ce trec anii și trece timpul, îmi amintesc tot mai puțin cum arăta la față, decât dacă mă uit în poze vechi. Și mi-e teamă că o să uit. Asta am auzit-o la copii mai mult, dar și la oameni adulți. Și la un moment dat m-am gândit că asta, într-o oricare măsură, mi se aplică și mie. Pentru că trăind în România, să zicem, jumătate de viață, am acumulat multe amintiri de tot felul și experiențe de viață și am văzut lucruri, le-am auzit, am auzit povești, am văzut tot felul de situații, le-am trăit personal pe multe din ele. Și am rămas cu amintiri de tot felul. Și după ce trece timpul și te duci, nu numai în timp te îndepărtezi, dar și în spațiu, care e situația mea, la mii și mii și mii de kilometri distanță, amintirile încep să se estompeze. Nu mai au culoare, nu mai au consistență cum aveau înainte. Și la un moment dat te apucă teamă, sau poate nu teamă, dar teamă e un cuvânt poate prea puternic, dar te apucă o îngrijorare dacă mi se întâmplă să le uit. Nu cu totul, ci anumite detalii. Singura soluție ca să nu se întâmple asta este să le aștept pe mine. Ceea ce eu am făcut. Și nu numai asta, dar îmi amintesc acum, probabil că știți și dumneavoastră, dacă ați auzit melodia cu siguranță, în anul în care eu m-am născut a apărut un cântec care a avut un succes enorm de mare. Se numește Turn, Turn. Și acum, după atâția ani, poți să-l auzi în anumite filme, bandă sonoră și așa mai departe. Și foarte popular. Și versurile cântecului spun: există un timp pentru toate. Un timp să te naști și un timp să mori. Un timp să ucizi și un timp să tămăduiești. Un timp să semeni și un timp să culegi. Un timp să dai și un timp să primești. Tot e la timpul lor. Și probabil că pentru mine a venit timpul să scriu această poveste.
Deci e timpul să rememorezi și să, cum spunea Vianu, să pui în forma, între ghilimele, cum spunea și Vianu, acelor minciuni care de fapt creează știința sentimentelor prin literatură. Da. Pentru că ai auzit referiri făcute asupra scrierii tale că ar fi de factură sau ar merge înspre latura sadoveniană sau un lucru despre care vom povesti imediat, te voi întreba puțin mai încolo despre corespondentul în alte literaturi, mă refer la cea engleză și la universul lui Tolkien din Lord of the Rings. Te întreb asupra surselor de inspirație, pe lângă tot ce mi-ai povestit, pe lângă ceea ce te-a determinat să începi această scriere, au existat și surse de inspirație literare, nu neapărat din literatura română, sau dacă sunt, sau din alte literaturi? Nu. Nu m-am inspirat de nicăieri. Deci, eu am avut această poveste în minte de mult. Și o parte din ea am povestit-o nepoțelelor mele și am rămas surprins, pentru că copiii la o vârstă tânără nu au răbdare, deci nu au atenție distributivă și limita lor de a fi atenți la cea de răbdare este nu prea mare. Și totuși ele ascultau aproape fascinate povestea mea. Și atunci m-am gândit, trebuie să există un motiv pentru asta, deci probabil că e ceva plăcut de ascultat. Dar nu am avut povestea în minte de mult, nu m-am inspirat din niciun fel de literatură, din nicio carte, absolut deloc. Dar limbajul pe care l-am folosit, multe arhaisme, sigur că a trebuit să le aud undeva, nu? Sau probabil să le citesc în cărți pe care le-am citit cu ani și ani în urmă în România. Altfel n-aș fi cunoscut aceste arhaisme. Le-am auzit, le-am citit probabil cuvinte, mă refer la cuvinte arhaice. Da, dar multe dintre întâmplările descrise în această carte sunt în mod surprinzător. Sunt întâmplări adevărate, care într-adevăr s-au întâmplat la persoane foarte apropiate mie și de la ei am auzit povestea și unele, chiar multe dintre ele, mie mi s-au întâmplat. Sigur că în alte circunstanțe, bineînțeles, dar eu le-am inclus în această poveste și aș putea să, aproape fiecare capitol are o întâmplare adevărată la care eu am participat sau prieteni buni mei și după aceea mi-am povestit-o. Chiar întâmplarea centrală a cărții cu câinele care are la gât garda prea strânsă și lovată. Dar de inspirare nu m-am inspirat de nicăieri și povestea am avut-o în minte și bineînțeles că a trebuit să o aștept pe urte, să o finisez și să o încerc să o scriu în așa fel încât să sune plăcut la ureche. Aici se naște o întrebare care a mai fost și pe buzele altora, chiar domnul Mircea Popa, mi se pare, da, la începutul discuției noastre formula această întrebare. Am și eu curiozitatea asta. Tu ești ardelean, ești clujean. Totuși, universul romanului tău este cel valah, să spunem, cel al vechii românii. De la Ada-Calais, insula scufundată, până sus pe Siret, și spre răsărit până la Marea Cea Mare și apoi pe drumul Mătăsii până spre Orient. Întrebarea și curiozitatea este, unde este spațiul transilvan în universul Carpatiei tale? Spațiul transilvan este încă și sper că va fi pentru totdeauna acolo unde există el pe hartă, dar întrebarea, adică răspunsul la întrebare este în ceea ce am povestit până acum în cartea întâia, am făcut câteva referiri, nu prea multe, la acest spațiu din interiorul Carpatin, Transilvania sau Ardealul, cum se mai numește, și în cartea a doua, din care deja am început să scriu și am reușit să scriu destul de mult, cam o treime, poate chiar jumătate, am făcut referiri tot mai multe la Ardeal și încetul cu încetul
toată acțiunea și povestirea cărții se va muta cu totul în Ardeal. Și atunci, bineînțeles că va fi și mie mai ușor să povestesc anumite lucruri pe care le știu din experiență proprie, fiind acolo am trăit. Dar titlul cărții a fost odată în Carpatia. De ce nu am spus a fost odată în Moldova? Pentru că acolo se întâmplă acțiunea, cea mai mare parte a acțiunii din prima carte. A fost odată în Moldova sau a fost odată... Nu, a fost odată în Carpatia, pentru că această Carpatia, teritoriul carpatin, este de fapt teritoriul înconjurat de munții Carpați, din interiorul Carpaților, dar în același timp este teritoriul de pe ambele părți ale munților Carpați, din înăuntru și din afară, de la nord și până la sud. Toată acea regiune este teritoriul carpatin și cu toate ținuturile din jurul ei. Și acțiunea se mută dintr-un loc în altul. Ajunge până la urmă și în Basarabia, ajunge în Bucovina și în ținuturile din prejur. În prima carte vine chiar din nord, de la polonezi. După aceea vine din sudul Dunării, vine de la Sârbi, de unde era țiganul Condor. Și după aceea mergem spre Orient. Dar totuși, regiunea centrală a povestii este această regiune din jurul Carpaților, din interiorul Carpaților, de pe ambele părți ale Carpaților, și încetul cu încetul acțiunea se va muta în interiorul lanțului carpatin, în Ardeal, așa cum mai întreba și tu. Și atunci voi avea ocazia să vorbesc și despre locuri pe care le cunosc din experiență personală. Constantin, am ajuns la un punct în care vreau să explicăm celor care ne urmăresc și pe Facebook și reau informația că evenimentele editurii Școala Ardeleană, evenimentele editoriale sunt transmise pe live, pe pagina de Facebook a editurii. Deci, de ce ai în jurul tău acele trei tablouri? Poate părea puțin neobișnuit, de la începutul discuției noastre ești încadrat de la stânga și la dreapta de trei tablouri. Te las imediat, știu că sunt dragi și te las imediat să le povestești, să le spui povestea, pentru că și ele au o poveste a lor. Vreau doar să spun că tot de la tine știu, dinainte, ilustratorul cărții, mă rog, coperta este făcută de Joe Gilronan, care este unul dintre cei mai de succes ilustratori ai universului tolkienian. El este un pictor care, dacă nu mă înșel, trăiește în Spania, pictează și o mare parte din opera lui este dedicată acestui univers fantastic al scriitorului Tolkien. Te rog, povestește-ne cum, când, ce s-a întâmplat, cum ai ajuns în această colaborare. Și... Deci, aș face o paranteză, vreau să răspund întrebării tale. Aș face o paranteză și nu vreau să ca această paranteză să fie prea mare, am să încerc. Pentru că de multe ori mă duc ce gândul într-o parte și după aceea în alta, dar paranteza începe în felul următor. Povestea din spatele acestor tablouri, am să vă spun, dar fiindcă veni vorba despre asta, povestea, există o poveste în spatele povestii care este cuprinsă în această carte. Deci cartea are mai multe capitole, 70 ceva, și fiecare capitol are o anumită poveste, dar în spatele fiecărei povești este povestea povești. Dacă aș încerca să scriu povestea fiecărei povești, are și o carte de 3 ori mai mare decât această carte. Fiecare dintre povești are povestea ei, reală. De exemplu, eu am trăit-o de mea, am avut câini, de mic copil. Când eram prea mic, aduceam câini vagabonzi de acasă, care îi găseam pe stradă și, bineînțeles, părinții mei, seara când mă culcam, îi luau și le vedeau de unde să plece. Până când am ajuns la vârsta, când mi-am luat eu primul câine și de atunci am avut-o de la câini. Și acum am. Și unul dintre ei chiar mi-a salvat viața aici, în America. Și sunt sigur că fără acel câine
Nu aș avea acum ocazia să vorbesc cu voi. Sau alt câine mi-a murit în brațe și nimeni nu poate să înțeleagă asta decât cine a trecut prin așa. Dar fiecare poveste din carte are povestea ei. Nu cred că mi-ar fi de ajuns nici 5 ore ca să vă spun povestea, fiecare poveste. Dar acum revenim la povestea tablourilor. Era aproape gata cu scrisul cărții, era aproape spre sfârșite și în mintea mea aveam niște anumite imagini picturale, grafice, foarte concrete, ca și cum m-aș uita la niște tablouri. La un moment dat mă uitam pe YouTube la niște imagini cu muzică și spre surprinderea mea am văzut niște tablouri, niște imagini care erau aproape identice cu imaginile mele din minte, unde se întâmplă toată povestea acestei cărți. Aproape identice. Am rămas absolut surprins. Nu vreau să cred că văd așa ceva în fața ochilor. Și imediat am vrut să știu cine a pictat aceste tablouri și cine este persoana, unde le pot găsi și vreau să le cumpăr. Am reușit să aflu. Numele pictorului era Joe Girona și am reușit să obțin un număr de telefon, ne-a putut să încerc să-l contactez și spre norocul meu și surprinderea mea am reușit să vorbesc cu el personal. Și am spus, uite, mă uit pe calculator, pe ecran și văd niște tablouri pe care tu le-ai pictat, aș vrea să le cumpăr. Și el m-a întrebat, care din ele? Am multe. Păi, acelea cu cei 4 băieți. Și mi-a spus, nu țin minte să fi pictat niciodată niciun tablou cu 4 băieți. Am spus, eu mă uit la ele chiar în secunda asta și sunt niște tablouri cu 4 băieți. Dar el mi-a spus, uite-te și spune cum se numește unul dintre ele. Și a spus, unul dintre tablouri se numește Set for a Fall, care se înseamnă aproape ca să cadă, cu niște copii care sar pe niște pietre și traversează un râu. Și atunci l-am auzit că râde la telefon și a spus, ăia nu sunt niște copii sau niște băieți, ăia sunt hobbits, care în românește s-ar traduce un fel de vârcolaș, să le zicem. Și zice, ai citit cartea sau ai văzut filmul? Care carte, care film? Lord of the Rings, cu acești hobbits și povestea lor. Și am spus că am auzit de carte și am auzit de autor, de Tolkien și am auzit de film, că a fost un foarte de succes film, dar nu l-am văzut și n-am citit nici cartea. Și atunci mi-a spus cine este el care a participat la grafica pentru acest film. Orice film, înainte să se facă, în special unul care are elemente fantastice, care nu le poți filma în realitate, se face cu participarea unui grafician care schițează niște desene și după aceea prezintă studiourile și așa mai departe. Și el a fost unul dintre acești graficieni care a făcut grafica pentru filmul Lord of the Rings. Ceea ce eu n-am știut când l-am contactat pe el. Dar un om extraordinar și a avut bunăvoința, am vorbit de multe ori de atunci și până acum, bunăvoința să vorbească cu mine la telefon și m-a întrebat de ce vrei să cumperi tablourile astea. Mi-a spus, uite, am scris o carte și cartea se întâmplă în teritoriul Carpatin și are ca persoane principale 4 băieți. Și mă la imaginele pictate de tine, sunt imaginele din mintea mea. Și ele au 4 băieți, acești 4 hobbits, cum le spui tu. Fiecare dintre ele, nu 3 sau 2 sau 5, 4. Exact ca și în cartea mea. Și vreau să cumpăr aceste tablouri. Și le-am și cumpărat, de fapt. Sunt aici, în jurul meu. Sunt cele de lângă tine, da? Da, am să vi le arăt. Și mi-a spus, spune-mi exact, sau în linii mari, despre ce e vorba în cartea ta, ce poveste e. Și, pentru că pe mine mă pasionează și tablourile mele sunt despre o carte și despre un film.
și i-am spus în linii mari povestea. Și atunci am cumpărat aceste tablouri și după un timp l-am rugat dacă pot să folosesc tablourile pentru coperta cărții. Unul din ele pentru coperta din spate, Set for Fall, și unul pentru coperta din față, la care nu, pe care încă nu l-am lăsesem. Și mi-a trimis o scrisoare care îmi dă permisiunea să folosesc. Da, acesta este Set for a Fall, unde copiii traversează râul. Și am să vă arăt și tabloul original pe care l-am aici. Ei, am cumpărat acest tablou și pentru coperta din față a spus că va picta un tablou special pentru mine, pentru această carte. L-a pictat și mi l-a trimis și este tablou pe care îl vedeți aici. Care este, da, care este pe coperta din fața cărții. Când l-am primit prin poștă, mi-a spus că și mi-a făcut cinstea și onoarea ca eu să aleg un nume pentru acest tablou. Și am decis să se, pentru că urma să fie înregistrat în arhiva pictorilor americani. Și am decis ca tablou să trebuia să-i dau un nume în limba engleză, bineînțeles, să se numească The Way It Was. Adică așa a fost. Și așa se numește tabloul acesta, așa a fost. Acesta este tabloul original. Dar, în linii mari, aceasta este povestea surprinătoare acestui, a coperților acestei cărți și felul în care am ajuns să cunosc autorul acestor tablouri și povestea acestor hobbits și despre filmul The Lord of the Rings și, din fericire, păstrez și acum legătura cu pictorul. Și chiar i-am spus că lucrez la cartea a doua și la un moment dat am să rog să picteze tablourile pentru coperta cărții a doua. În special, probabil, povestea pe care am în minte va fi pusă în trei cărți, poate chiar patru, trei cu siguranță. Și așa că acesta este un proiect de lungă durată, pe viitor, în care pictorul Gironan sper și cred că va fi bucuros să participe și el la asta, să ilustreze cartea a doua. Este o poveste interesantă și pentru mine a fost cea foarte surprinzătoră asta. Constantin, pentru că ai spus de discuția pe care ai avut-o cu Joe Gironan, în care i-a explicat despre ce e vorba în carte. Bineînțeles, totul s-a întâmplat în limba engleză. Te întreb, te-ai gândit și la o variantă în limba engleză a acestei cărți? Și dacă da, cum crezi că ar fi percepută de un public internațional? În lumina a tot ce am discutat în seara asta, crezi că ar putea rămâne în forma care este sau într-o altă variantă? Da, deci răspunsul, cred că e un răspuns destul de complicat și pentru că, de exemplu, eu nu încerc să mă compar cu Tolkien sub nicio formă, dar el când a scris această carte, niciodată nu s-a gândit că după carte se va face un film care va avea un succes enorm în America și în toată lumea. Deci nu poți să știi niciodată ce se va întâmpla în viitor. Adevărul este că aproape am terminat traducerea în limba engleză, mai am puțin și o termin. Și singura persoană cu care am discutat despre ceea ce m-a întrebat acum este pictorul Gironan, la care am și trimis o porțiune din traducerea în limba engleză ca să-și formeze o imagine. Deci tabloul acesta pe care de pe fața coperții cărții pe care l-a pictat din câte i-am spus eu și am povestit despre carte. Și restul a fost imaginația lui. Deci cu el am vorbit despre lucrul ăsta
Și el mi-a spus că este, orice este posibil. Deci o poveste poate să fie primită foarte bine sau nu chiar așa de bine, în funcție de cum este povestită și cum este tradusă și, și unde apare, în ce zonă geografică. Aici, în America, există tot felul de povești, fiindcă este, sunt o mulțime de popoare care s-au amestecat și s-au contopit împreună și fiecare cu poveștile lui. Deci, orice fel de poveste, în principiu, este primită bine. Deci, cum spunea domnul profesor Mircea Popa, dacă la tine în carte este o republică a popoarelor, într-o republică a poveștilor, poate îi găsești un loc și cărții tale. Da, e posibil, este foarte posibil, dar după aceea mai intervin alte aspecte care, de exemplu, procesul de publicare a unei cărți aici în America este absolut diferit față de cel din România, pe care eu nu l-am cunoscut până acum, fiindcă asta este prima, a fost prima mea încercare de a scrie ceva. Și după aceea, scriind și publicând cartea, am ajuns să cunosc puțin din acest proces de publicare a unei cărți în România. Publicarea unei cărți aici, în America, este total diferită. Deci, principiul de americani sunt oameni pragmatici și materialiști, să zicem. Nu, nimic rău în asta, dar principiul de bază este dacă acea carte sau acel film sau acel produs poate să aducă un câștig financiar, bănesc, un profit sau nu. Indiferent de conținutul sau de calitatea scrierii. Contează și alea într-o oarecare măsură, dar primul considerent, dacă poate să fie de succes din punct de vedere financiar, câte copii se luă. Și nu cred că e un lucru rău, probabil, chiar un considerant bun, să zicem. Aici pentru că nu mai pentru cea mai bună. Aici Vasile ne poate aduce cea mai bună perspectivă. Ce înseamnă carte publicată în altă limbă, în alte piețe? Cartea o scrie pentru cititori și cu cât mai mulți cititori o cumpără și se duc la o librărie și plătesc bani din buzunar, cu atât înseamnă că e mai de succes cartea. Dar în ultimii ani sau în ultimul timp, cel puțin aici în America și probabil din câte am auzit și în Europa de vest, mai puțin în Europa de est, din fericire, se întâmplă un fenomen ciudat și, din păcate, și repet încă o dată, fiindcă e foarte important, din păcate, se întâmplă un fenomen ciudat, alte considerente încep să fie mai importante decât cel financiar pe care, câștigul financiar pe care poate să-l aducă publicarea unei cărți, editurii sau chiar autorului, sunt mai puțin importante acum și intervin alți factori. Oarecum de natură, să zicem, politică sau ideologică, care n-au nimic de a face cu literatura. Și anume, o carte trebuie să exprime undeva și într-o oarecare măsură, cât de mică, dar trebuie să fie prezentă, o anumită părere politică sau, să zicem, o anumită ideologie, să fie termenul, sunt sigur că l-ați auzit și voi, corectitudine politică. Și cartea mea nu are nimic de a face cu nimic din toate astea, cu politica și cu corectitudinea politică și cu niciun fel de ideologie. Și din cauza asta, tocmai din cauza că nu are niciun fel de politică, nu este corectă din punct de vedere politic. Din cauza de politică. Vrei să spui și că în forma în care este, acum n-ar fi putut apărea în America. Ai mai spus lucrul ăsta mai demult. Nu spun că n-ar putea să apară și probabil s-ar putea să și apară și s-ar putea chiar să aibă succes sau nu. Cine știe? Dar faptul că ceea ce se publică acum în ultimul timp aici are considerente mai mult
de corectitudine politică, și sunt sigur că ați auzit acest termen, pe care cei din vest, din păcate, repet, pentru a treia oră l-au îmbrățișat, fără chiar să-și dea seama cei mai mulți dintre ei ce înseamnă asta. De unde l-au îmbrățișat? De unde provine? Din Uniunea Sovietică a fost folosit cuvântul pentru prima dată în 1923 la un congres al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică. Toată lumea trebuie să fie corectă din punct de vedere politic. În literatură, în muzică, în viața de zi cu zi și peste tot. Și cine nu este, va fi cenzurat. Și dacă cenzura nu ajunge, atunci va fi eliminat pur și simplu fizic. Deci, de acolo a pornit corectitudinea politică. Și cei din vest au îmbrățișat-o fără ca măcar să aibă habar ce înseamnă. Ei, cartea mea nu este neapărat corectă din punct de vedere politic. Adică să nu ofensez pe nimeni, să nu deranjez pe nimeni, să nu spui nimic neplăcut. Așa ceva nu se poate în viața reală. Niciodată nu poți să mulțumești pe toată lumea. Este imposibil. Totdeauna o să se găsească cea care îți găsește un cusur. Nu? De exemplu, în cartea mea, personajul, trebuie să existe un personaj negativ, nu? Cum se întâmplă în viață. Personajul negativ se întâmplă că este un uzbek, care este mahomedan. Ei, cineva din un uzbek, să zicem, de origine uzbecă, poate să stai puțin. Cum adică, ce vrei să spui cu un uzbek care face crime și personaj negativ? De ce trebuie să fiu? Cum? Asta e o insultă. Sau altul poate să găsesc altceva. Deci, din punctul ăsta de vedere, probabil că ar exista mulți care ar avea obiecțiuni la unele elemente din carte. Și cu atât mai mult la ceea ce urmează în cartea a doua. Dar intenția mea scriind această poveste n-a fost să ofensez în mod intenționat pe nimeni. Pe de altă parte, nici nu pot să modific realitatea și istoria doar pentru simplu motiv ca să nu ofensez pe cineva. Lucrurile sunt lucruri și faptele sunt fapte și realitatea e realitate. Dacă ofensează pe cineva, atunci asta e situația. Da. Din punctul ăsta de vedere, Remus, s-ar putea ca acest curent puternic de corectitudine politică să fie un obstacol în publicarea cărții mele, eventual aici, sau oriunde în vest. Nu atât de mult în Est și în Europa de Est, pentru că acolo popor a suferit atâția ani, 40 de ani sub comunism, și nu mai vor să sufere și să audă astfel de să li se pună astfel de piedici. Și atunci, probabil că în Europa de Est, această corectitudine politică nu a ajuns chiar așa de mult, că va ajunge, probabil. Dar asta este situația. Și încă un lucru interesant pe care am vrut să-l spun înainte să uit. Apropo la ce a spus domnul Vianu, conflictul central al cărții este, într-adevăr, cum a observat și dânsul foarte bine, între Iureș și Babor, din cauza Smaragdei, pe de-o parte. Dar, pe de altă parte, conflictul rămâne între Iureș și Babor, din alt motiv, care e poate tot la fel de important ca și Smaragd, din cauza câinelui. Pentru că Iureș ia câinele lui Babor. Și Babor nu poate să-l ierte pentru asta și nu poate să-l ierte. Nu numai că ia câinele, dar ia și arma sa, animalele lui. Și până la urmă, aceste două conflicte, Iureș cu Babor, din cauza smarandei, dar pe de altă parte din cauza câinelui. Și astea... La urmă, chiar și valiza cu banii o ia. Îi ia și banii. Dar banii că i-a luat nu doar așa de tare, fiindcă banii până la urmă poate să-i recupereze. Știi? Cum spune și el, nu banii m-au făcut pe mine. Eu i-am făcut pe el și am să mai fac și de acum înainte. Banii nu sunt așa de importanți pentru el, ci mândria lui rănită. Eu ia pe fată, îi ia câinele, ia arma sau. Până când să suport așa ceva? Asta e una. Și înainte să uit, al doilea lucru interesant
pe care l-am aflat în urma unor convorbiri cu pictorul Gil Ronan, faptul că autorul povestirii lui Tolkien la un moment dat se referă la spațiul carpatic. Se referă verbal, deci undeva în estul, centrul Europei, în spațiul carpatic. Deci, iar mi se pare o coincidență foarte interesantă pe care am aflat-o după ce am terminat de scris cartea și deja alesesem numele cărții. Da, dragă Constantin, urma să închei dialogul nostru cu întrebarea din cauza faptului că romanul tău se încheie cu va urma, ar fi trebuit să te întreb ce urmează, dar ne-ai spus destul de mult din proiectele tale de viitor. Așa că invit pe participanți dacă doresc să intervină cu orice. Un lucru mai vreau să menționez, faptul că ce va urma. Povestea pe care am eu în minte vine până în zilele noastre. Deci asta este ceea ce va urma. Urmașii și urmașii acestor patru băieți vor veni până generații și generații, până în zilele noastre. Și cum fiecare în altă parte a lumii, poate, sau a teritoriului carpatin, de multe ori se despart și nu mai știu nimic unii de alții, nici faptul că există și cine sunt. Dar la un moment dat destinul aduce din nou și li se întretaie soarta și viața și cum se vor recunoaște ei, pentru că fiecare din ei va purta la gât crucea făcută din cuiele de la potcoavele armăsarului, uzbecului, crucea din cuiele de aramă, cum este și cea pe care o port aici, la gât, crucea ucenicilor făcute din caiele de potcovă, pe care am primit-o de la o călugăriță, și astfel se vor recunoaște ei după generații și generații și generații, ajungând în ziua de azi. Mulțumesc foarte mult, Constantin, pentru dialogul nostru. Concluzia evidentă este că cumpărați cartea, citiți-o, din multe motive, iată, ca să zic așa, până se poate, sper să nu am gura urită, găsiți cartea pe site-ul editurii Școala Ardeleană și, cum spuneam la început, în toate librăriile mari din țară. Dragi invitați, dacă doriți să mai adăugați ceva, dacă aveți un cuvânt de încheiere, Constantin, spune eu da, vă rog. Câteva cuvinte. Personajul scriitorului Cicioban e un personaj foarte interesant. Deci un univers care îl poartă în el, foarte bogat în trăiri și sunt convins că va continua să scrie și iată avem în față un autor care se și respectă și respectă și scrisul căruia i s-a dăruit. Cunoaște foarte multe lucruri și am rămas impresionat de acest fapt. Nu știu ce meserie a făcut, poate e umanist, eu îl consider un umanist de-al nostru. Este medic. Este medic, medic, da. Oricum e apropiat de oameni și mai sublinez un lucru. Este foarte ca și un pictor, de fapt, la îmbinarea dintre detaliu și ansamblu. Deci știe foarte bine să încadreze în spațiul larg al perspectivelor amănunte foarte precise care dau farmec povestirii. Adică să spui despre întâlnirile cu oameni, cu animale, aceste lucruri care, de fapt, țin de oarecare mitologie. Nu degeaba, unul dintre capitole se cheamă Cornul Inorogului. Iată pe unde merge imaginația lui sau la hanul Chiuarului, un călugăr călător. Sunt elemente care se găsesc la Sadoveanu, plus acest interes nemaipomenit față de plasticitate, de natură. Natura este ceva foarte firesc
încadrate în spațiul narațiunii și sunt peisaje de pădure, de fâncosit, de poiene, care nouă românilor ne sunt atât de dragi și de intrate în etosul nostru personal, încât îl regăsim pe autor, pe Constantin Ciocan, tocmai bătând în acea direcție foarte veche a sufletului nostru românesc. Eu îl felicit și aș vrea chiar să-l cunosc personal, să vin odată la Cluj, să lansăm și cel de-al doilea volum al acestor povești interesante. Ai o invitație, Constantin, foarte concret. Aș adăuga și eu ceva, dacă mai avem vreme. Te rog. Mă gândeam în timp ce vorbea domnul Ciciovan despre versiunea engleză a cărții. Nu știm dacă ar putea să fie un succes sau nu, asta rămâne de văzut, dar eu această carte am citit-o și am memorat-o ca pe un scenariu de film. Eu acum, dacă mă întrebați, nu pot să vă citez nicio propoziție, nicio frază, niciun paragraf din conținutul cărții. Însă pot să vă relatez povestea. Și ca atare, eu cred că prin faptul că e un scenariu de film extrem de puternic conținut în această carte, iar putea să aibă succes fie în versiune pur și simplu livresc de o carte în engleză, fie transformat într-un scenariu de film. De ce nu? Eu îl văd ca, o văd și o simt ca pe un film. Și sunt câteva argumente care pe mine mă fac să cred că nu ar fi neglijată, indiferent de natura succesului pe care l-ar putea avea. Odată că Carpatia este, sau zona carpatică este un spațiu exotic pentru americani, pentru occidentale, care are ceva interesant, care are ceva atractiv, care are ceva seducător încă. Tocmai pentru că este aici între Orient și Occident, este amestecată ca mentalități, ca populații, ca obiceiuri, situații așa, sunt amestecate lucrurile interesante și cuceritoare atât din Orient cât și din Occident și ar putea să fie o zonă atractivă. În plus, ce ar mai putea să fie un argument? Vedeți, în cartea asta eu văd resurecția, deși autorul nu se bazează probabil pe nicio ideologie și pe nicio filozofie explicită, dar totuși lumea de decenii bune încoace este înclinată înspre o mentalitate de tip New Age, ceea ce înseamnă refacerea legăturii cu natura, cu misterele naturii, cu formele tradiționale de magie, cu comportamente vechi, arhaice, tradiționale. Ori această carte conține toate aceste elemente, și mentalitatea, și personajele, și situațiile care sunt specifice aceste revrăjiri a lumii, pe care mentalitatea de câteva zeci de ani încoace de natură New Age încearcă să o revitalizeze, să o pună din nou în circuit. Și astea ar fi câteva date puternice pe care le conține cartea și care, eu zic, ar putea să treacă și pe cei din Occident. Mă gândesc. Dar s-ar pierde ceva, s-ar pierde frumusețea lexicală a cărții. Eu asta am remarcat și cred că am și discutat cu Vasile Dâncu imediat ce am citit cartea. Mi-au plăcut ardelenismele, arhaismele, stălaja, foarte multe elemente din gospodărie și din recuzita cămărilor și gospodăriilor țărănești. Ori mă gândesc că în limba engleză e foarte, nu imposibil, dar pentru ceva care nu e nativ, e foarte dificil de găsit ceva la fel de dios și de expresiv precum acești termeni ardelenești. Uite, no? Dacă tot ai spus și tot am depășit timpul, dar l-am depășit cu folos, lasă-mă două propoziții, da. Exact în spiritul în care spui tu, un foarte mic pasaj. Mai erau câteva zile până la sărbătoarea vinului, normal. Dinspre dealurile cu vii coborau care trase de boi vânjoși, aduceau coșuri cu noiele pline cu ciorchini de boabe tămâioase, se mai tosăneau de la hurducăturile drumului.
Exact ceea ce spune. Oriunde spui în spațiul carpatin românesc acest pasaj, vor ști exact despre ce e vorba. Remus, nu știu dacă mai avem timp sau nu, dar măcar un minut sau două, dacă invitații noștri mai au răbdare sau timp să asculte, aș vrea să repet încă o dată faptul că nu toate, dar aproape toate micile povestiri din această carte, care până la urmă se încheagă și formează povestea în sine, aproape toate au în spate o poveste, după cum am mai spus, reală. Și multe dintre ele le-am trăit eu. Și vreau să vă dau un simplu exemplu. Poate asta va trezi cumva interesul cititorilor. Eram în Secuime, într-un orășel mic din Secuime, care se numește Sfântul Gheorghe, și acolo am fost repartizat ca medic stagiar când am terminat facultatea de medicină. O zonă extrem de frumoasă, lângă la munte. Și în fiecare sfârșit de săptămână mă duceam cu mașina, erau izvoare naturale, țâșneau din stâncă, o țeavă ruginită și țâșnea din stâncă apă minerală. Și mă duceam cu damigenele, umpleam și aveam toată săptămâna apă minerală. Și am și acum aminte, imaginea, o văd, clar. Treceau turme, cirezele de vite pe acolo și le era sete și beau apa minerală. După aceea râdeau apă minerală, după ce beau apa minerală. Și erau ceva care, nu cred că multă lume a văzut așa ceva vreodată, a avut ocazia să văd. Lucruri pe care mi le amintesc și nu pot să le uit. Sau, de exemplu, povestea ursulețului, Babu. Eu am trăit, sigur că am scris-o în alte circunstanțe, dar medic stagiar la spitalul de Sfântul Gheorghe, făceam de gardă într-o noapte și a venit un nu era vânător, era un paznic, cum se numește, care îmbrăcat în verde, în pădure. Paznic de vânătoare, așa se numește. Nu, paznic de vânătoare sau de pădure. Și îmbrăcat în verde. Eram de gardă, era noapte și a venit cu o bromoadă mare legată așa și la camera de urgență, unde eram. Și am crezut că prima dată că scâncea un copil, dar cum să aduc un copil legat așa într-un ceașaf? Și când a desfăcut ceașaful, era un pui de urs, foarte tânăr. Deci sugea lapte. Și căzuse un copac peste o soaică și omorâse pe loc și a mai supraviețuit acest pui de urs. Și ca printr-o minune l-a găsit pădurarul și l-a dus la spital, fiindcă o labă din față, îmi țin minte și acum, labă stângă din față, e lăbuța, era, ea tână așa, era fracturat. Și dacă vă puteți imagina, i-am făcut o radiografie, acum, în zilele noastre, nu cred că am mai putea face așa ceva la spital. Se face o radiografie la un pui de urs, am văzut fractura, nu era mare lucru, i-am pus o atelă gipsată și am spus la vânător să obțină cel puțin două săptămâni. Au venit asistentele să-i dea de mâncare, ciocolată și altceva ce mai avea el pe acolo. Ăsta nu putea să mănânce, fiindcă avea dinții prea mici și nu putea să mănânce. I-au dat lapte. I-am spus vânătorului sau paznicului ce era să-l țină cât două, trei săptămâni cu asta și după aceea să-l aducă înapoi să-i dau jos. Nu l-am mai văzut. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar sper că a supraviețuit. Și deci eu am salvat acest pui de urs, așa cum țiganul Condor la mine în carte a salvat pe acel pui de urs Babu. Deci am ținut minte întâmplarea aceasta cumva exotică și neobișnuită și am reușit să o introduc în carte. Și aproape fiecare poveste din carte are în spatele o poveste reală pe care eu am trăit-o sau prieteni foarte apropiați și mi-au povestit. Și aceasta e corectitudinea care trebuie reținută din carte. Da, deci nu este un bas. Nu este un bas. Aveți totuși o ideologie, sunteți ecologist, a salvat animalele. N-am avut încotro și mi-a fost milă de el. Iată, o piesă de rezistență, dacă va fi tradusă cartea în engleză, sunteți un ecologist. Da. Deci, ceea ce ați spus dumneavoastră înainte, că în ce măsură, nu știu în ce măsură aici ar avea succes, aici, în America,
oamenii în fiecare an cheltuiesc aproximativ 5 miliarde de dolari pe câini și cai. Deci oameni care au câini acasă sau au cai de agrement cheltuiesc 5 miliarde pe an, dintre care sunt câini cu probleme, cai cu probleme, poate să agresiv, poate au alte probleme. Și există acești, le spune the dog whisperer sau horse whisperer. Deci cei care șoptesc la ureche, la câine sau la cal, au un talent, un dar de la Dumnezeu, un câine agresiv de care nu se poate apropia nimeni, ar vine această persoană și îl mânghe și șoptește cea ureche sau se ocupă puțin de el și îl îmbânește. Acești oameni sunt la mare, mare căutare aici. Deci câștigă mai mult decât 200-300 de dolari pe oră, dacă poți să-l găsești. Deci există elemente care americanii iubesc câinii și cai enorm de mult și cheltuie o mulțime de bani pe ei tot timpul. Și cred că ar exista elemente care le-ar place din punctul ăsta de vedere. Vasile, vrei să spui ceva, cred. Foarte scurt. E mult. A fost odată lansarea online a cărții Carpatia și ne apropiem de final și un final frumos și ce pot să spun, că mă bucur foarte mult și să rămâneți, lansarea se va încheia, să rămâneți aproape de invitații noștri, de editura Școala Ardeleană, de Constantin Ciciovan. Rămâneți aproape de Carpatia, a fost Rapsodia Moldovei, urmează Rapsodia Transilvaniei cu acest volum 2. O aștept cu drag. Asta este o sugestie foarte bună pentru titlul la a doua carte. Rapsodia Transilvaniei. Mulțumim foarte mult! Încheiem aici, iată, deja am petrecut 3 ore împreună, așa se întâmplă totdeauna cu evenimentele editoriale ale Școlii Ardelene, ne propunem să nu depășim o oră și la sfârșit... două. Și la totdeauna încheiem cerându-ne scuze că am depășit timpul, dar totdeauna zic cu folos. Nu uitați... urmăriți aparițiile editoriale și evenimentele editurii Școala Ardeleană. Sper că aveți argumente să procurați cartea. A fost odată în Carpatia de Constantin Ciciovan. Argumentele au fost multe, frumoase. Lectură plăcută, o seară frumoasă și sărbători frumoase să petreceți cu toții. La revedere! La revedere tuturor! Crăciun fericit vă doresc! Și un an nou cu sănătate. Crăciun fericit.